Vreau să vă vorbesc în această seară despre iubirea ce modelează. În primul rând, noi când iubim, se întâmplă ceva în interiorul nostru și niciodată nu mai suntem aceiași oameni ca și înainte de a iubi. Când un tânăr este îndrăgostit, în primul rând se vede în exterior pentru că se aranjează mult mai bine. Este un limbaj anume pe care și-l modelează, astfel ca să fie plăcut persoanei iubite. Folosește diferite trucuri pentru a arăta mai bine fizic, dar își modelează și mintea. Și vreau să vă dau exemplu elevului Mihai din filmul Liceienii, care a avut probleme la învățătură, dar pentru că o iubea pe Dana, a încercat să, și chiar a reușit să ia nota 10 la examenul de coligență și a învățat și șah, ca să-i demonstreze că o iubește. Iubirea este un sentiment ce modelează atât mintea, cât și trupul. Și noi încercăm să spunem cuvinte frumoase celor pe care iubim. Dar de multe ori acest limbaj al dragostei se rezumă la nu numai la faptul că a spune te iubesc, ci exprimăm prin cuvinte de genul ai grijă de tine, am nevoie de tine, sau chiar dragostea nu are nevoie de cuvinte. Într-o relație cimentată și sedimentată în timp, nu mai este nevoie de declarații de dragoste. Dar totuși când acestea sunt, mai ales la adolescenți, se transformă în mesaje diferite în care cuvintele sunt pline de dragoste și tonalitatea vocii este diferită. De multe ori se spune că când iubim, nu este om să nu fi scris o poezie. Cred că totuși e puțin exagerat asta. Și prin tăcere noi putem să transmitem mesajele iubirii. Când noi tăcem, sufletul vorbește. Și cred că sunt cele mai elocvente mesaje de dragoste când tăcem. De aceea bărbații tac în seara asta, pentru că ei transmit prin tăcere. Să iubești înseamnă să faci fericită persoană. Și se cunoaște iubirea adevărată în momentul când noi dăruim această iubire fără să așteptăm nimic în schimb. Este o iubire adevărată și adâncă. Este o iubire umană. Dar vreau să vorbesc în această seară și despre iubirea divină. Când a făcut Dumnezeu lumea, la sfârșitul fiecarei zile a spus că lucrul acela era bun. Dar când a făcut pe om, a spus lucrul acesta este foarte bun. Dumnezeu de la început a iubit omul. Și de-a lungul timpului, prin cuvântul său ne-a dat diferite declarații de dragoste. Te iubesc cu o iubire veșnică, pentru că ești iubit și valoros în ochii mei, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Pot să se mute mulți, pot să se clatine de arme, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina. Când noi simțim această iubire divină, deja se modelează caracterul. Iar această atingere divină a lui Dumnezeu se vede în sufletele noastre și în comportamentul nostru și se produce nașterea din nou. Ceea ce este o reală și adevărată transformare, ne modelează caracterul care ne urmărește tot restul vieții. Dacă noi am fost atinși de această naștere din nou, asta înseamnă că haina noastră cea veche s-a dus, toate lucrurile acum sunt noi, iar noi îmbrăcăm haina nouă a neprihanirii. Și trebuie să se vadă lucrul acesta și în exterior și în comunitate. Noi nu mai suntem aceiași ca și cei dinainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu și iubirea divină. Noi trebuie să răspundem acestei iubiri. Astfel, vom deveni oameni mai iubitori, o să iubim și pe cei ce ne doresc răul, vom iubi dreptatea, viclenia va dispărea de pe buzele noastre, vom fi sinceri, vom fi angajați modeli și vom lucra cu mare tragere de inimă, chiar și atunci când șeful nu este lângă noi. Vom fi oameni de încredere, pentru că un om care a experimentat nașterea din nou, este un om plin de încredere și continuă să lucreze și să țină cuvântul chiar dacă este în paguba lui. Este foarte empatic și nu rămâne. Nu mai știu. Cred că vorbește.
Nu pot rămâne pasiv. Când suntem atinși de dragoste, se vede în noi, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și Richard von Brandt spunea că la sfârșitul vieții noastre nu vom fi întrebați cât am iubit, cât am suferit, ci cât am iubit. Dragostea este veșnică și vă doresc să fiți iubire. Mulțumesc!